este anunțată de o durere de cap. Sunt anevrisme care se găsesc rupte și nerupte. Sintomatologia variază. Anevrismă ruptă și anunță existența prin durere de cap intensă. Se și descrie că ruptura unui anevrism reprezintă cea mai intensă durere de cap resimțită de cineva vreodată. În momentul în care pacientul supraviețuiește acestui eveniment, se adresează inevitabil medicului și diagnosticul va fi indubitabil făcut în cel mai scurt timp posibil. Ulterior se procedează la ceilalți pași diagnostici. Alte simptome sunt date de anevrismele nerupte. Acelea sunt totuși majoritare și sunt cu probleme. În sensul că un anevrism nerupt poate da, în funcție de localizare, tulburări de vedere, tulburări de echilibru, tulburările endocrine, în funcție de localizarea lui, dar majoritare sunt asimptomatice. Și aici intervine ceea ce spunea domnul doctor Dima, intenția noastră de screening. Sunt anevrisme care se asociază cu diferite patologii. Rinic polichistic sau în familie, probleme de genul acesta. Și aici, mixomaterial. Și aici intervine, deci sunt diferite patologii de altă natură, de la alte, din partea altor aparate și sisteme, care pot asocia anevrisme intracraniene. Familii, incidențe familiale și aici sunt chemați pacienții care au și se cunosc cu astfel de probleme. O să facem publică intenția noastră și cine sunt cei vizați în primul rând. Sigur că screening poți să facă oricine dorește, dar există niște o conduită medicală și niște recomandări pentru care să facem un screening. Vreau să adaug câteva elemente. Primul lucru, Dumnezeu a lăsat ne-a dat așa niște indicii, niște semne. Anevrismele nerupte, în foarte multe cazuri, au o fisură santinelă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că, de cele mai multe ori, ele nu se rup din prima, dramatic. Ele se fisurează și dau exact ce spunea doctorul Matei, dau durerea în santinelă. O durere de cap, care e o durere intensă, dar care durerea intensă, mulți o asociază cu schimbarea vremii, cu oboseala, cu tot felul de lucruri care poate să coincidă cu acest moment. Pacienții care au această durere intensă de cap și care, într-adevăr, poate să nu fie nimic, dar dacă este și dacă găsim anevrismul și dacă îl identificăm până să se rupă, numai când s-a fisurat, riscul de ruptură post-fisură este mare, este foarte mare. În următoarele 48 de ore post-fisură, acest risc asociat și cu o creștere tensională, dacă fac mai multă presiune, risc să rup statistic mai frecvent. Este undeva la 40%. Astfel încât, dacă prind pacientul imediat după fisura anevrismului, determină anevrismul și îl și tratez, i-am salvat viața. Sau, mă rog, la 50% care nu mor după ruptura anevrismală. Da? Astfel încât orice cefalee intensă trebuie investigată și trebuie investigată serios. Celelalte localizări, într-adevăr, care pot să dea tulburări de echilibru, care pot să dea tulburări de vedere, tulburări endocrine, pot să dea tahicardii, pot să dea multe lucruri, sunt mai puțin specifice. Iar orice pacient care are așa ceva, și o să facem o listă, o să o publicăm cumva în presă, va trebui să vină pentru un control. Să-ți faci la ora asta în România un angio-CT sau un angio-RM, e facil. Nu e o chestie grea. Nici nu e scumpă și poate să depisteze niște lucruri importante care să facă diferența între viață și moarte.